În următoarea perioadă, la nivelul municipiului Constanța, vor avea loc mai multe sistări ale furnizării apei potabile. Raja va executa lucrări pregătitoare pentru cuplarea noilor conducte. Țevile au fost deja aranjate în pământ. Apa potabilă va fi oprită până la 36 de ore, susține conducerea companiei. Dacă trebuie să facem o resetare a sistemului, o să creăm și disconfort. Sunt convins că deranjăm pe foarte multă lume. Trebuie să sapi, să întinzi țeava și să înlocuiești ce este în pământ. Pentru asta trebuie să faci aceste opriri de apă. Le-am băgat în pământ, le-am făcut teste, dar nu le-am cuplat, pentru că cuplarea și decuplarea înseamnă foarte multe operațiuni și în același timp opriri de apă. Trecerea de la sistemul vechi la noul sistem va necesita însă mai multe opriri. Acestea vor fi făcute controlat și repetat. Prima etapă din decuplarea sistemului de la conductele vechi la conductele noi, însemnând să punem în funcțiune conducta nouă cu diametru de 1000, care este pe Aurel Vlaicu, și să punem și una din conductele de pe Tomis, pentru că acolo sunt două conducte. Avem una de 800 și mai avem una încă de 600. Mai deranjăm încă o dată bulevardul Tomis. Lucrările vor începe la ora 22, iar echipajele Raja vor munci timp de 2 nopți și o zi. Lucrările vor avea loc în mai multe zone. Potrivit conducerii, există 20 de puncte de lucru. Și asta pentru că sunt peste 7.000 de metri cub de apă care ar trebui scoși din conducte. Ulterior va fi pusă la loc aceeași cantitate. Acolo unde e nevoie vom duce apă cu cisterna ca să asigurăm funcționalitatea. Zona afectată este o zonă destul de mare. Conducta asta pe care o înlocuim noi alimentează aici, în curtea noastră, niște rezervoare de apă și de aici se repompează și merg pe zona litorală. Vom anunța la timp și vom da și data, dar nu va fi mai târziu de 30 mai. În municipiul Constanța există la ora actuală peste 1160 de kilometri de conducte. Majoritatea dintre acestea au o vechime de peste 50 de ani. Ele au fost construite în 1960 și 1968. Acesta este și motivul pentru care Raja a decis să modernizeze infrastructura de apă și canalizare. Lucrările vor avea loc până pe 30 mai, susține conducerea companiei de apă. Mai mult, aceasta speră ca până la anul să fie finalizate toate lucrările mari.